O tânără din Congo a născut în timp ce se afla la 12.600 de metri altitudine. Femeia și soțul ei călătoreau din Gabon spre Turcia când aceasta a intrat în travaliu și a adus pe lume un băiat. Băiețelul, numit de părinții lui Benel, s-a născut în timp ce aeronava se afla în spațiul aerian al Nigerului. Femeia, în vârstă de 21 de ani, a început să aibă dureri la aproape 3 ore după decolare. Ea a intrat în travaliu, iar soțul ei, medic, și echipajul avionului au eliberat spațiul din spate al avionului și au pregătit zona pentru naștere. Sub conducerea echipajului de cabină, care a avut grijă ca totul să decurgă corespunzător, copilul a fost adus pe lume în mod natural și în stare bună. Aceasta a fost cea de-a șasea naștere înregistrată în ultimii 28 de ani în spațiul aerian turc sau într-un avion înregistrat în Turcia.